care îi vedeți aici, am dorința să îi prezint în fața dumneavoastră. Cei care în seara aceasta vă vor face bucuria să vă simțiți bine în prezența cântărilor și a muzicii făcută din suflet pentru toți invitații și încă o dată o aplaudă Dumnezeu să vă binecuvinteze. Avem o mare bucurie să avem în mijlocul nostru David, pe fratele Vasile Oprea, împreună cu Zaharia, împreună cu Paul și Julian din Toflea. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În al doilea rând, fratele Călinuț, împreună cu fratele Vasile Mocanu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fratele Vineto, fratele Gheorghe din Tecuci, fii să fie Domnul. De asemenea, familia Ioviță au invitat prietenii pe care aș vrea să îi ascultați, cei care sunt aici alături de noi. Relu, care va cânta la vioară, este fratele nostru în Domnul. Dumnezeu să-l binecuvinteze! De asemenea, prietenul familiei Ioviță, Godiș și Godiș Junior, este alături de lui în seara aceasta. Dumnezeu să-i binecuvinteze! La orgă avem pe Călin, prietenul nostru, de la Pecica, Domnul să-l binecuvinteze! Apoi, Remi Trecoi, care ne va cânta, Emi, de la, care ne va cânta la Domnul de la, este fratele cu Domnul, Dumnezeu să-l binecuvinteze! Mai apoi, Simi Lazarovici, va cânta la chitară, este aici în spatele meu undeva. Cezar va cânta la flaut, este un bun muzician, este aici alături de noi, este din București. Zic ca Dumnezeu să binecuvinteze toți invitații care sunteți aici, să vă bucurați în numele Domnului la această nuntă frumoasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Vă invităm să luați locuri pe scaune. Prima formație care va cânta fratele Vasile Oprea împreună cu formația lui rămân pe scenă să cânte spre slava Domnului, urmată de fratele Călinuț, apoi instrumentiști.